și a zis, din cei care a fost la categoria de nelegitimitate și își doresc să ajungă să facă o scurtă mare performanță, înseamnă că obiectivul meu și celor care suntem implicați în organizare și se îndeplinește. Cam ce înseamnă crossul Gabi Sabo pentru atletismul românesc? Cam unde? E un meci de Liga 1, de Liga 4, cam ce înseamnă? Haide să nu facem comparație între atletism și fotbal, pentru că, după cum știți, atletismul este sportul numărul 1 olimpic, cel mai mulți practicanți în lume. Nu degeaba se spune că în timpul jocurilor olimpice, atunci când începe atletismul, începe cu adevărat jocurile olimpice. Deci atletismul este un sport la degradare, foarte iubit și dacă știi să alergi, să sar și să arunci, înseamnă că ești bun pe toate alte sporturi. De aici, de la atletism, se face selecția, sau cu mijloace de la atletism, se face selecția pentru celelalte sporturi. Te-ai fi dorit mai multe VIP-uri la start? Toată lumea este VIP. Toți cei care au venit aici trebuie să se considere VIP-uri, pentru că este competiția lor și nu este competiția celor care nu iubesc sportul. Înseamnă că ei iubesc cu adevărat sportul, iubesc cu adevărat atletismul și dați-mi voie pe această cale să mulțumesc tuturor celor care s-au implicat în organizare, începând de la primăria Bistrița, Consiliul Județean, sponsorul Rombat și celelalte sponsori mai mici care au fost și s-au alăturat alături de noi ca să putem să organizăm atât de frumoasă competiția. Că până la urmă, știți cum e, e o competiție care împarte numele, dar toate beneficiile le-au celor care s-au înscris și au venit să alerge. Cum e regăsit pe bistrițeni? Bistrița, cum ai regăsit-o? Acum vreau să te dezamăgesc, eu vin destul de des la Bistrița, numai că în momentul când vin la Bistrița nu fac publică prezența mea și încerc să-mi petrec timpul liber alături de părinții mei. Dar eu regăsesc orașul la fel, nu mai este orașul copilăriei mele de atunci, de acum, să zicem, 20 de ani. S-a schimbat foarte multe lucruri, dar de fiecare dată spun că în momentul când vin la Bistrița, parcă și vântul poate altfel, nu știu. Orașul unde m-am născut, m-am educat, de aici am plecat, aici, știi cum e. În anii trecuți aveai niște... Să mă reîntorc de fiecare dată, cu drag. Aveai niște proiecte în anii trecuți pentru Bistrița. O pistă de atletism, nu știu, Liviu Rebreanu era în planul tău să se întâmple. Mă rog, eu întotdeauna am spus că cei care sunt implicați aici la Bistrița să se folosească cât mai mult de valorile sportului bistrițean. Pentru că sportul bistrițean a dat nume importantă pentru sportul românesc în general și dacă știu să folosească lucrurile astea în beneficiu celor care practică sportul în momentul de față, e în favoarea orașului. Mie de fiecare dată când mi se solicită prezența, voi veni cu mare drag, pentru că vin pentru comunitate și nu vin pentru publicitate. Ce le transmiți antrenorilor bistrițeni care au trec prin momente grele, cum trece tot sportul și întâmpină foarte multe probleme? Sportul românesc trece printr-un moment destul de delicat în momentul de față, pentru că pentru guvernanți sportul nu este primele 10 priorități. Sunt atât de multe priorități în România încât sportul nu face parte din nici primele 10. Să sperăm că după ce va trece această perioadă dificilă pentru România, oamenii politici își dea seama că sportul este poate nu o prioritate, dar se devine o prioritate pentru ei, pentru că cu cât vom avea mai mulți practicați de sport, cu atât putem să spunem că vom avea o națiune mult mai sănătoasă. Și de ce poate să aibă nevoie o țară de câte copii sănătoși care să poată să ducă grijă?